Absolut, da? Deci, acum, o să studiem funcțiile directe și funcțiile inverse. Una, y egal cu e la x. Este o funcție exponențială. E, constanta lui Euler, 2, cât vine aici? 72 sau cât e? 2, da? Da. 72, parcă, da? Da. Așa. Și, deci constanta lui Euler, da? Acum, dacă fac x, yx egal cu f de x egal e la x, minus infinit plus infinit, limit când este către minus infinit din e la x este limit când este către minus infinit din f x egal cu e la minus infinit. Egal cu e la infinit, e 1 cu infinit, tinde către 0. Orice număr mai mare decât 1 la puterea infinit, fac infinit. De ce? 2 la puterea 1, fac 2. 2 la 2, 4. 2 la 3, 8. 2 la 4, 16. 2 la infinit, tinde la infinit. Deci orice număr mai mare decât 1 la puterea infinit, tinde la infinit. Iar orice număr împărțit la infinit, fac 0. 1 împărțit la 10, 0,1. 1 împărțit la 0, 1 împărțit la 100, 0,01. 1 împărțit la 1000, 0,01. Puncte, 1 împărțit la infinit, tinde către 0. Iar limita, când este către infinit, de f de x, este limita, când este către infinit, de e la x, fac e la infinit, egal cu infinit, pentru că e mai mare ca 1. Orice număr mai mare decât infinit, fac infinit. Deci aici este infinit. Când se face grafic funcției exponențiale, deci când se face graficul funcției exponențiale, arată cam așa. X, O, Y. X-ul la minus infinit, la plus infinit, Y la plus infinit, la minus infinit. Deci planul X-ului format de axa X-ului și axa Y. X la minus infinit fac 0. Deci este punctul minus infinit și 0. Deci Y egal cu 0 este asimptotă. Asimptotă orizontală la ramura minus infinit. Minus infinit. Iar aici, la infinit, este infinit. Intersecția cu axa OY. F de X intersectat cu OY. FX egal cu Y de X egal cu E la X. X egal cu 0. Ecuația axei OY. Deci F de 0, Y la 0, E la 0, orice număr între 0 fac 1. Deci avem punctul 0 și 1. Punctul A. Punctul A de coordonate 0 și 1. Deci aici, graficul Y egal cu E la X arată așa. Y este mai mare ca 0. Aici este asimptotă orizontală. Da? Vedem că graficul funcției, da, se egalează cu... deci Y cu funcție cu Y de la minus infinit al axei X, care este 0. Și aici, deci, tinde asimptotic Y egal cu E la X. Acum, dacă se ia un punct variabil de pe funcție, deci aici, acesta este X, el este Y. X este axa, iar Y e coordonat, este el X. Pentru, îmi permit să spun, pentru prima dată, deci să reprezint și funcția directă cu funcție invers. Asta este funcția, deci Y egal cu E la X. Este funcția mamă, funcția de generare a funcției logaritmice. O să vedem ce și cum. Deci Y egal cu Fx egal cu E la X este funcția directă. Funcția directă. Și ne uităm pe grafic, Y este mai mare ca 0. Deci totdeauna e pozitiv, deasupra axiului X.
Rezultă că dacă avem logaritm în baza e de y, e egal cu logaritm în baza e de y la x. Deci dacă asta e egal cu asta și logaritm de asta e egal cu logaritm de asta. Logaritm în baza e de y, să mai scrie logaritm anual, da? De y. Eu este constanta lui Euler. Iar logaritm în baza e de y la x, va fi logaritmul în baza e de y, care e egal cu x. De ce? Logaritmul în baza e de y a 1, pentru că e la 1 egal cu y. Deci înseamnă că x e egal cu logaritmul afară de mine. Deci funcția logaritmică este inversa funcției exponențiale. Deci aici pot să spun că x este logaritmul afară de y, cu mențiunea că y e mai mare ca 0. Deci, aici avem funcția directă. Y egal cu x este exponențială, iar funcția inversă x egal cu logaritmul la y. Atenție, dacă aveam altă funcție, hx este logaritmul la x, nu are legătură cu y egal cu y la x, numai x este logaritmul la y. Și când avem o funcție logaritmică, deci un exemplu, un mic exemplu, hx este egal cu logaritmul natural de x minus 1, automat aici ce este x minus 1 este mai mare ca 0 funcție de existență a logaritmului. De ce? X egal cu logaritmul natural y, y este funcția de existență a logaritmului. Deci trebuie să fie obligatoriu mai mare ca 0. Deci înseamnă că x mai mare ca 1, x aparține unui infinit, domeniul maxim de definiție a funcției hx. Deci când avem o funcție g de x, este logaritmul din q de x, q de x, deci mai mare sau egal cu 0, mai mare decât 0, nu egal cu 0, este condiția de existență a funcției logaritmice. Deci ne permite ca funcția exponențială să fie prezentată cu funcția logaritmică în mod, da, direct. Altfel nu se poate. Altă pereche de funcții, cu funcția de funcție inversă, sinus cu axinus de x. Deci sinus cu axinus de y. Avem funcția yx. Deci yx egal cu fx egal cu sinus de x. Și x, yx egal cu sinus de x. Aici este 0, pi supra 2, pi 3 pi pe 2, 2 pi și așa mai departe, minus pi supra 2, minus pi, minus 3 pi supra 2, minus 2 pi. Sinus de 0 este 0, sinus de pi supra 2, deci dacă folosim pe cercul unitar cu raza 1 în origine, r egal cu 1, iau un punct m de coante x și y, ăsta e y, ăsta este x, r egal cu 1, alfa, sinus de alfa, sinus de alfa fac y supra 1 fac y, cosinus de alfa fac x supra 1 egal cu x. Sinusul este ordonata a punctului de pe cer, cosinus este abscisa. Aici, 1 și 0, 0 și 1, minus 1, 0, 0, minus 1. Sinus de 0, de unghiul 0. Sinus de 0 egal cu 0, y-ul aici, cosinus de 0 fac 1. Abscisa unghiului 10. Când crește unghiul, observăm că sinusul crește, iar cosinusul descrește. La pi supra 2, triunghiul de 2 degează în rază și sinus de pi supra 2, sinusul e 1, y-ul, iar cosinus de pi supra 2 e egal cu 0. Adică ăsta și ăsta. Dar în mod analog, la pi, sinus de pi, sinus de unghiul pi, sinus de pi este egal cu 0, iar cosinus de pi este minus 1. Aici, sinus de 3 pi pe 2 e minus 1, cosinus de 3 pi pe 2 e egal cu 0.
Și ultimul, sinus de pi. Sinus de pi de 2pi este egal cu 0, iar cosinus de 2pi egal cu 1. Deci avem toate valoarele. Acum, ce înseamnă minus? Dacă avem sensul trigonometric, sensul acesta din acum, deci aici e 1 și 0. 0 și 1. Minus 1, 0. 0 minus 1, un cer cu raza unitate. Ăsta de aici este minus pi pe 2, așa e plus pi pe 2, minus pi pe 2, ăsta e minus pi, unghiul minus 3 pi pe 2, sensul acesta. Și ăsta este minus 2 pi. Sinus de 0. Aici e 0, cos de 0 e plus 1. Sinus de minus pi pe 2, e vorba aici, este minus 1. Cosinus de minus pi supra 2 egal cu 0. Sinus de pi, de sinus de minus pi, este egal cu 0. Cosinus de minus pi egal cu minus 1. Aici, sinus de minus 3 pi supra 2 egal cu 1. Cosinus de minus 3 pi supra 2 egal cu 0. Sinus de minus 2 pi e 0. Iar cosinus de minus 2 pi egal cu 1. Astea sunt, apoi să trecem mai departe la trasarea, deci cu acest da, valori se trase, da? Aici sinusul e 1, e 0, e minus 1, e 0. Da? Și o să vedem. Ce se trasează, da? Graficul funcției sinus și cum se studiază cu funcția inversă a sinus. Da?